Bun găsit! S-a încheiat și tascul sărutului. Se pare că de data aceasta a ținut destul de puțin, aproximativ două ore și ceva, spre o deosebire de sezoanele trecute când s-a întins până la 4 ore, 4 ore spre 5 ore. Am văzut diverse discuții pe internet cum că Valentin și Gabriela ar fi trișat de mai multe ori și că trebuiau să fie de mult descalificați. Am văzut și eu într-adevăr că și-au dezlipit buzele de mai multe ori și că vorbeau între ei, însă la începutul tascului am auzit producătoarea care spunea că concurenții pot să își mai dea anumite indicații, așa că spuneți și voi ce credeți, au trișat sau nu. Oricum, finaliștii taskului au fost Gabriela cu Valentin și Miruna cu Cosmin, iar câștigătorii se pare că au fost Miruna și Cosmin. Aceștia se pare că au câștigat o ședință foto în doi. Mi se pare că acesta a fost premiu și în celelalte sezoane. Urmează să vedem în live cum s-a încheiat mai exact tascul, pentru că ultimele imagini nu au fost arătate pe antena Play. Am văzut doar niște imagini cu Miruna și Gabriela în bucătărie după finalul tascului, când discutau și au pus un par cu suc și erau extrem de amorțite și de obosite.